Heal the world, make it better place. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. O nouă dimineață de matinal. Marți, marți, marți. Știți cum se spune, marți a trei ceasuri lege. Dar nu este adevărat, pentru că v-ați trezit cu matinal, cu Scrici aici la TVM. Eu sunt Scrici, sunteți la matinal, într-un cuvânt, asta e treaba. Am primit mesaje de dimineață, Michael Jackson, please, am băgat și Michael Jackson ca să mă please așa cum trebuie. Dacă vreți melodii, dacă vreți să vorbiți cu noi, sunați, sunați. De fapt, intrați prin SMS, spuneți ce probleme aveți și noi încercăm să vi le rezolvăm, da? Pac, pac, înțelegeți? Pac, pac, se rezolvă treaba imediat, ca să nu fie discuții, să nu fie probleme. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi în Piatra Neamț, că n-am ieșit iar tot din același bloc din care ies eu de obicei, unde stau. Vremea e așa, o precipitație așa ciudată, ninsoare, așa o lapoviță. Vremea în Piatra Neamț, astăzi, marți 26 februarie, șanse reduse de precipitații, scriu ăștia de la Meteo. Temperatura minimă de minus 1 grad Celsius și o maximă de 2 grade Celsius. Mâine, ce? Și ninge afară, ninge, ninge, liniștit. Mâine, miercuri 27 februarie, avem o temperatură minimă, vom avea o temperatură minimă de minus 5 grade Celsius și o maximă de 4 grade Celsius. Iar joi 28 februarie, o temperatură minimă de minus 2 grade Celsius și o maximă de 7 grade Celsius. Că tot veni vorba de joi 28 februarie, vreau să vă spun că joi 28 februarie va fi o tragere la sorți, vom avea o tragere la sorți pentru spectacolul din data de 10 martie. La ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor va cânta Tudor Gheorghe. Dacă vreți să-l vedeți pe Tudor Gheorghe, trimiteți SMS la numărul afișat pe ecran, nu vi-l spun că nu-l știu, și aveți posibilitatea să intrați la tragerea la sorți de... Așa, așa, aveți posibilitatea să intrați în tragerea la sorți de joi 28 februarie pentru a câștiga o invitație la spectacolul, după cum vă spuneam, de pe data de 10 martie, ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, spectacol oferit de Tudor Gheorghe. Deci dacă vreți să-l vedeți pe Tudor Gheorghe, ce mai la dea la vale, trimite SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe și noi și veți participa la tragerea la sorți, după cum vă spuneam, de pe data de joi 28 februarie. Acestea fiind spuse, noi mergem mai departe și vedem ce bănculețe mai avem. Tată, sunt acolo sus pe ultimul raft niște reviste, dar nu ajung la ele, sunt prea mică, îmi zise fiica mea de 12 ani în timp ce cotrobăia prin bibliotecă. Tocmai de-aia le-am și pus acolo, i-am răspuns, că e prea mică, fata, de asta. Bun, bun, iară bun. Soțul către soție, dragă, trebuie să te întreb, cu tine am făcut eu dragostea seară în bucătărie? Pe la ce oră, iubitule? Foarte tare, foarte tare, foarte tare. Avem și pagina de Facebook. Ștefane, bagă-mă pagina de Facebook, mă, acolo, să vadă lumea, mă, să intre noi pe pagina noastră de Facebook. Ce mai la dea la vale? Bagă pagina... Hmm? Ia mă, bagă-mă pagina, ia, intră, aia e, Matinal M, Facebook, Matinal TVM. Deci intrați pe Facebook, pe Matinal TVM și veți vedea acolo filmulețe și toate, toate lucrurile frumoase. Și emisiuni în reloare, emisiunile în reloare le veți vedea, puteți să le vedeți pe site. Care-i site-ul? Așa mă, vezi? De ce vorbești? Vei, deci dacă n-ar fi Ștefan în lumea asta, dacă n-ai fi tu, uite eu acum mă văd ce față am, mă, Ștefan. De ce nu spui nimic, mă? Băi, mă, nu spuneți, mă, nimic, mă, nimic. Nimic nu spuneți. Doamne, maica, domnule. A, citim bancuri cu canibali, băi, azi. Deci, m-am... Prietenii tăi, canibalii? Așa... Undeva pe lângă Polinezia a naufragiat un vas de croazieră. Doi canibali se zgâiesc la o revistă Playboy aruncată pe valuri pe aruncată de valuri pe mal. Bogătanii ăștia, ce meniu tare aveau. Da, măi, băi, omule. Doi canibali mâncau un comediant. La un moment dat unul dintre ei se întoarce către celălalt și îl întreabă: "Nu ți se pare că are un gust nostim?" Da,
Faie, foarte tare, frate. Foarte tare. Hai să vedem. Deci, trimiteți SMS ca să intrați la concurs, să participați la concurs, să vă reamintesc despre ce este vorba în concurs. Invitații la Tudor Gheorghe pe data de 10 martie, ora 18, la Casa de Cultura Sindicatelor, iar pe data de joi, 28 februarie, vom avea tragerea la sorți. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să trimiteți SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe. Și intrați în tragerea la sorți și veți câștiga o invitație la spectacolul oferit, după cum vă spuneam, de Tudor Gheorghe. Să mai bem și eu, băi, să o pun așa să nu fac reclamă. Așa e ok. Ce-o curs? 5 lei. 5 lei ce? Că am făcut reclamă. Ce, mă? Ce fac ăștia, mă? Frate! Hai că am primit un SMS. Nu răspunzi la SMS. Eu scriu atât de des. Da, domnul Gheorghe, gata, ați intrat în concurs. Na, 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 na. Și să trec și numărul, bă, aici 0749 la 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 la. Bun. Bine, domnul Gheorghe, ați intrat în concurs. Acum ce să mai la dea la voale, să ne punem noi rău cu dumneavoastră, dar fi păcat. Libertatea pe prima pagină, ce a rămas? A rămas marcat, chiar aș putea să zic. Actorul Gerard Butler caută o locație de vis în care să organizeze căsătoria cu iubita lui, Mădălina Ghenea, fiind dispus să cheltuiască o avere. Țineți-vă bine, cât puteți voi de bine, nuntă de $1,000,000 într-un castel. Au, ia, dai așa, de acum încep să curgă. Raluca. Da, Raluca, ai intrat și tu, gata. Durează câteva secunde de mut, de silent. Ce? Așa, con. Aia e. Și numărul de telefon. Bun, dacă vreți dedicații muzicale, puteți să trimite SMS-uri, să vă trimit dedicații, să vă dau de ala. Trimiteți SMS-uri dacă vreți dedicații, mă. Așa. Îl avem și pe Mihai. Mihai, gata, ești trecut și tu pentru tragerea la sorți, pentru spectacolul oferit de Tudor Gheorghe. Da, sigur. Cât e ceasul? Mai e un minut până la revista presei. Nu mă speria. Ce vrei, mă? Reglează-mi laptopul, da? Ce e tot atâta? Bun, deci după cum vă spuneam, ăștia doi mici, adică actorul Gerard Butler și cu micuța aia altă, Mădălina Ghenea, vor face ei o nuntă așa de undeva la $1,000,000, de euro. Nu mă scuzați, la €1,000,000, într-un castel. Am un castel la bunica la țară, dacă vrei, băi, Butler, am un castel la bunica la țară, extraordinar. Vii la mine, dai €1,000,000, te las, frate. Te las să-ți faci de cap, să petreci cât vrei tu. Pădurea aproape, îți tai și lemne de foc. Am văzut un film cu Gerard Butler, sâmbătă, parcă, sau duminică, nu mai țin minte exact, pe ProTV. Fain filmul, fain. Deci un film chiar bun, joacă fain gagiul ăsta. E ok. Am văzut-o și pe Mădălina Ghenea. Joacă și ea bine. Da, e ok. Nu știu cât o să țină nunta asta de €1,000,000. Da, mă rog, hai să luăm revista presei și revenim. Da, monitorul pe prima pagină, un control la arest. Un control inopinat al șefului poliției municipiului Piatra Neamț la arestul IJP a lăsat în urmă multe semne de întrebare. Deci el a mers, înțelegeți, a făcut un control la IJP și a lăsat în urmă un semne de întrebare. Multe așa, semne de întrebare. Tic, 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 tic. Bun, cea mai vehiculată este aceea cu privire la competența ofițerului de a face verificări la arest sau în preajmă. Comisarul șef Tablan, șeful poliției Neamț, afirmă că Cezar Filip
avea atribuții în zona respectivă. Hai să vă citesc articolul, mi se pare genial. Bun. Comisarul șef Cezar Filip, șeful poliției municipiului Piatra Neamț, a devenit subiect de discuții în interiorul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț după ce noaptea de marți spre miercuri, 29 spre... Băi, cine a scris, mă, articolul? Și e publicat și pe prima pagină. 29 spre 20 februarie. Adică a făcut control de pe 29 și s-a întors în timp până pe 20 februarie. Da. Acesta a efectuat un control în arestul IJP-ului. Gurile Rele afirmă că ofițerul... din nou mă sună la același număr de telefon. Da. Alo? Alo? Deci, Ștefane? 597, mi se pare. Sau 587, nu știu, că oricum o să mai sune. Hai să-i blocăm iar telefonul. Că văd că iară se ține de șotii, numărul ăla de telefon. Așa, Gurile Rele afirmă că ofițerul nu avea atribuții de control în zona arestului și că prin aceasta și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu. Comisarul șef Paul Tablan, șeful Poliției Neamț, spune că Cezar Filip nu a greșit și că supărarea vine din partea celor care au fost prinși pe picior greșit. Deci eu nu înțeleg. Deci dacă vine șeful în control, da? Deci vine șeful în control. Păi cine sunt eu să-i spun eu, băie șeful, știi ceva? Adică tu nu aveai atribuții să calci aici să mă verifici pe mine. Bă, prietene, dar e șeful tău. Deci e șeful tău, prietenaș, da? Înțelegi? Înțelegi ce vreau să zic? E șeful tău. Avea, n-avea atribuții, te-a prins. Te-a prins. Gata, ce să mai la de la vale? Nu, că n-avea atribuții pe sector. Și care e problema? E șeful tău? Asta este. Te-a prins. Ți-ai luat-o. Ce, ai primit vreun SMS? Cu ce? Ia să vedem. Foarte tare asta. Știi de ce sunt moldovenii mai sănătoși? Vă spun eu, adică vă spun cel care a trimis SMS-ul. Mănâncă fără euri. Carnii, legumii, fructii. Corect, mi se pare normal. Bravo, mersi pentru SMS. Da, și pentru toți prietenii de la liceu. Da, o să... Vezi, uite, citește mesajul ăsta și scrie-mi-l, te rog frumos. A, un secretar lângă mine ăla. Ce, ce focului. Ștefane, scrie-mi toată mesajul ăsta. Așa. Și du-te, bagă și caută melodia pentru prietenii, prietenașii de la informatică. Am mă lăsat să fac revista presei, ați nebunit. Bun, deci Gurile Rele afirmă că bla bla și lugu-lugu și mai departe, după cum ați auzit. Deci s-a dus Cezar Filip, înțelegi, ca omul, ca șeful. Deci el este șef, da? S-a dus în control la băieți, să vedem, băi, hai să văd ce fac băieții, da? Vă care-i treaba cu ei, dacă își fac meseria cum trebuie, dacă își fac treaba cum trebuie, dacă nu stau la cafele, dacă nu stau la țigări până noaptea târziu și chestii dintre astea. S-a dus el ca șeful, da? E, i-a prins pe câțiva, logic, ba că stăteau la cafele, ba că nu-ți făceau treaba, ba că alte lucruri de genul ăsta. Și s-a gândit să-i sancționeze. Păi cum să mă sancționez șeful, dar batale ai pe aici să-ți faci treaba pe aici. Bă, ai șeful tău, mă, prietene. Deci este șeful tău. Are, n-are treabă, te-a controlat, te-a verificat, te-a prins. Asta este. Ce mai la deal la vale? Bun. Încă o veste senzațională, pentru că numai de astea putem primi. Pe prima pagină a ziarului Monitorul, amenziile ne pot lăsa fără permis. Se intenționează modificarea codului rutier. Din nou, în cazul șoferilor care nu-și achită amenziile. Motivul ar fi că doar unul din trei șoferi sancționați contravențional achită amenziile. A, mai primit-o... Da, de la, de la Corf. Domnul Albert, gata, am primit mesajul, sunteți trecut. Sunteți pe felie, cum ar zice românul. Deci motivul ar fi că doar unul din trei șoferi sancționați contravențional achită amenziile. Anul trecut, polițiștii nemțeni au acordat 72.042 de amenzi, valoarea acestora fiind de peste 1 milion de euro. Și mi-aduce aminte lucrul ăsta, mi-aduce aminte de un prieten foarte bun de-a meu, Gabi, noi îi spunem Love, care, bine, pe lângă faptul că a fost prins de radar cu 61 la oră și a luat amendă,
Deci cu 61 de la oră a fost prins și a luat amendă prin Crăcăuani. Dar de fiecare dată când ieșeau băieții la controle, și aici mă refer la prietenii noștri polițiștii rutieri când ieșeau la controle, iar au ieșit ăștia, frate, la împărțit amenzi. Iar n-au bani ăștia, mă, de benzină. Iar au ieșit la împărțit amenzi. Da. Bun. Deci cert este că se intenționează modificarea codului rutier pentru că cei care nu își plătesc amenziile să și le plătească. Da. Și o să citim mai multe în pagina 12. Țepari vestiți un alt proces. Pe prima pagina ziarului Monitorul aflăm că doi foști asociați în afaceri oneroase cu carne sunt acuzați de evaziune fiscală. Paguba din neplata dărilor este de 4,7 miliarde de lei vechi. Banii nu au putut fi recuperați și nici nu au fost găsite bunuri pentru a fi indisponibilizate. Cei doi au fost condamnați și pentru înșelăciune. Fac pușcărie? Nu știu dacă fac pușcărie. Cert este că s-a întâmplat. Au fost descoperiți, poliția și-a făcut treaba, au fost își face din nou treaba poliția rutieră, și aici mă refer la poliția rutieră, cu poliția rutieră își face din nou treaba și dă amenzi. Da? Ei dau amenzi. Că nu-i pasta el, ceva, fratele meu, cum au făcut și ăștia? Băi, i-am prins, da? Dumnezeu, cum e la acum, ce să mai... Mi s-a uscat gâtul. Ce-o curs? A, piesa cu dedicația, da, ok. Șeful SJU Neamț mulțumit să scape de achiziții. Din iunie, Ministerul Sănătății va cumpăra în locul spitalelor medicamente, materiale sanitare, aparatură, etc. Deci din iunie, Ministerul Sănătății va cumpăra în locul spitalelor medicamente, materiale sanitare, etc. Aparatură, așa. Șeful SJU Neamț crede că ideea este foarte bună cu condiția să nu apară disfuncționalități. Ei! Domnul director, fie vorba între noi, n-ai cum să nu apară disfuncționalități într-o chestie dintre asta. Pentru că încep fel de fel de discuții. Medicamentele nu sunt bune, materialele sanitare nu sunt de calitate și sunt importate din Cuba eventual. Aparatura este antică, veche și de demult și le-a adus... Băi, discuții o să apară, hai să fim serioși, tot timpul apar discuții. Nu vezi? Și când se fac lucruri bune apar discuții. Da, păi să... Na, asta este. Toate spitalele din țară vor fi degrevate de la jumătatea acestui an de o sarcină extrem de importantă și de care depinde în mare măsură soarta bolnavilor. Achizițiile publice. Adică s-a gândit Ministerul Sănătății. Băi, de ce să fure ăștia de la nivel local? Azi că furăm noi de la nivel central. Înțelegi? Adică s-au îndreptat spre alte chestii. Această sarcină va fi preluată de minister care a decis să facă cumpărături la nivel național pentru a obține prețuri mult mai mici. Sunt sigur, dar eu sunt conștient, dar eu nu cred în așa ceva. Pentru a nu mai exista sincope în aprovizionarea bolnavilor cu medicamente, dar și pentru a reduce corupția din sistem. Multe dintre achizițiile făcute de spitale fiind supraevaluate. Asta a fost bună. Deci e ceva de genul... Din punctul meu de vedere, ceva de genul, bă, voi furați prea mult. Dați la noi să furăm mai puțin, mai puțin acolo, nu furăm așa de mult cât furați voi, furăm mai puțin, dar tot furăm. Na, se poate, deci nu se poate să meargă rotița aia așa cum trebuie. Gest de omenie plătit scump. Un bătrân din Bicaz a fost jefuit de un individ care îl rugase să-l găzduiască. Citim în pagina 2 a ziarului Monitorul. Polițiștii bicăjeni l-au identificat pe individul care în data de 9 februarie a jefuit un bătrân din localitate. Infractorul se numește Toader H, de 45 de ani, din comuna Blândești, județul Botoșani. Lucrătorii poliției Bicaz au beneficiat și de sprijinul colegilor de la Serviciul Criminalistic Neamț, care au exploatat la maxim probele prelevate de la fața locului. Și hai să vedem despre ce este vorba. În speț, în dimineața zilei de 9 februarie, botoșăneanul s-a deplasat la locuința unui bicăjean de 88 de ani, cerându-i acestuia să-l găzduiască. Oaspetele și-a ajutat și-a justificat cererea, spunându-i bătrânului că i s-a defectat mașina cu care transporta cereale. Păi și de ce nu dormi în mașină? Pentru a fi mai convingător, escrocul i-a spus că a mai fost găzduit de acesta cu mult timp în urmă, bineînțeles bătrânul, logic, uitase. În aceste condiții, octogenarul a acceptat să-l primească pe străin în locuință. 3 ore mai târziu,
Toader ăsta i-a solicitat victimei să schimbă o sumă de bani, iar în timp ce octogenarul se deplasa spre locul în care ținea bani, individul s-a răzgândit spunându-i că nu mai are nevoie. Ulterior, profitând de faptul că proprietarul... cât i-a luat? I-a sustras 5.500 de lei, 50 de euro și 400 de dolari. Ăla avea tataia ceva bani în casă. Bine că l-a prins pe nenorocitul ăsta. Când și-a dat seama că a fost furat, așa, bătrânul a sunat la poliție, a venit poliția și pe data de 9 februarie, când așa, până pe data de 26 februarie, au început căutările și l-au prins într-un final pe ăsta. E o poveste așa, din care ar trebui să tragem cu toții învățăminte, da? Vine unul la tine și spune, găzduiești-mă și pe mine în seara asta, te găzduiesc, lasă buletinul, prietene. Lasă buletinul, unde îl pui? Îl pun în buzunar la spate, buzunarul de la spate, înțelegi? Pun în buzunar de la spate. Asta e cel mai ușor mod când ți se face milă de o persoană. Că sunt persoane rele și persoane bune, după cum bine știți și dumneavoastră și cum puteți trageți concluzii și din acest articol care este scris pe pagina a 2-a ziarului Monitorul. Scris de domnul de Muraru. Deci în momentul în care găzduiți pe cineva, vă e milă. Da, vă e milă, domnule, mi-e milă de omul ăla. N-are un să stea, ai vai de săracului. Îi cer buletin, nu le-a buletinul ăsta. Lasă, dar ce să-și buletin? Lasă, l-am aici la mine. Și când pleci dimineața, îți dau buletinul, duci treaba ta. Eu te găzduiesc, îți dau de mâncare, te spăl, îți dau haine. Bine, mai sunt și nenorociți de ăștia care fac fel de fel de chestii. Se bucură de niște bătrâni. Treaba lor. Hai să mergem mai departe. Ședință grea joi în cele Piatra Neamț. Pe ordinea de zi se găsesc 40 de proiecte și informări care vor fi aduse la cunoștința consilierilor. Citim în pagina 3-a ziarului Monitorul de astăzi. Consilierii locali pietreni se vor întâlni joi 28 februarie la ședința extraordinară din această lună. Ședință care, după cum arată proiectul cu ordinea de zi, va fi una dintre cele mai grele din acest an. Numărul proiectelor care vor fi supuse aprobării și a informărilor va fi de 40, prietene. Iar printre hotărâri, unele vor fi extrem de interesante. Ia uzi, spre deosebire de alte ședințe, de data aceasta vor avea inițiative atât primarul Gheorghe Ștefan, cât și cei doi viceprimari, Dragoș Chitic și Monica Anton. Hai să vedem cam ce proiecte ar fi pe ordinea de zi. Un proiect vizează operarea unor modificări la hotărârea în baza căreia se restaurează și pune în valoare curtea domnească cu tot cu Teatrul Tineretului. Consilierii vor aproba puzul pentru introducerea în intravilanul orașului a suprafeței de 8 hectare pe care se urmește să se construiască centrul medical de excelență Ștefan cel Mare pe strada Dragoș Vodă și așa mai departe. Sunt proiecte destul de interesante, 40 de proiecte pe ordinea de zi, n-am văzut așa nici la Consiliul Județean, fratele meu. Dar, mă rog, e bine că se... Băi, se vrea să se facă ceva în orașul ăsta. Eu sunt mulțumit relativ de ceea ce se întâmplă în oraș. Mai sunt niște chestii așa infime, cum ar fi străzile de asfaltat. Mă rog, astea trec cu vremea astea, nu mai. Se rezolvă și ele la un moment dat. Dar cert este că se întâmplă lucruri interesante și lucruri frumoase în Piatra Neamț și... Se vede lucrul ăsta. Acum nu țin partea nimănui. Mă știți, eu sunt apolitic. Nu-mi pasă nici de PSD, nu-mi pasă nici de PDR, nici de PNR, nici de PPDD, nici de UDMR, nici... Deci eu sunt la o de partide politice. Dar sunt conștient că se întâmplă lucruri, deci se întâmplă lucruri în Piatra Neamț. Se întâmplă lucruri în Piatra Neamț. Cum încep să se întâmple lucruri și în Târgu Neamț? Da? M-am îmbolnăvit, sunt răcit, da? Ca să înțelegeți că de asta mai trag aer în piept jumătate din aerul pe care ar trebui să-l trag inițial. Tragedia de la Farcașa, șoferul a făcut infarct, citim în pagina 3-a ziarului Monitorul. Medicii legiști au concluzionat că autorul tragediei rutiere de la Farcașa, soldată cu 3 morți, a suferit un infarct miocardic. De altfel, Vasile Dorneanu era cunoscut cu afecțiuni cardiace. De asta sunt eu de acord. Deci sunt de acord și e perfectă legislația asta care a apărut acum, legislația rutieră, să faci analizele medicale, nu știu, de la an la an, nu? Da. Ai adormit? Nu, te gândeai probabil, da. Să se facă analizele medicale obligatorii, frate. Fratele meu, faci analizele medicale obligatorii. Mi se pare absolut normal. Ați văzut... Îmbulzeala care a avut loc la permise, la serviciul de permise. Ați văzut îmbulzeala, nenorocirea aia, să facem repede permisele, să schimbăm permisele, repede. Păi da, mă, prietene, dar permisul tău expiră în 2017, în 2019, în 2020, deci expiră peste 10 de ani, fratele meu.
Da, păi da, păi da ce? Ești bolnav? Uite, de asta se întâmplă lucrurile care se întâmplă pe șoselele din România. De asta și din alte cauze, din cauza alcoolului și multe altele, după cum știți și voi. Stai așa să văd o chestie. Doamna Cecilia, ați mai trimis un mesaj. Așa că ieri l-ați trimis. Așa că oricum sunteți prinsă în tragerea la sorți. N-ar o să vă mai scriu o dată, ați mai trimis un mesaj. Acestea fiind spuse, mergem de mai departe. Au jefuit și au incendiat. Pagina 3 a ziarului Monitorul scrie despre doi tineri de 19 ani din Farcașa. Au fost reținuți de polițiști fiind principalii suspecți într-un caz de furt și distrugere prin incendiere. Sunt lucruri rele care se întâmplă, mă rog. Un afacerist vrea să cumpere un tomograf. Felicitări! Bravo! Bravo! Omul de afaceri și-a anunțat intenția să ajute Spitalul Județean. Unitatea are un tomograf vechi de 14 ani, care este depășit. Ei, da, nu chiar. Până atunci, spitalul cumpără la licitație investigații tomografice și RMN de circa 15 miliarde de lei vechi. Wow! Spitalul Județean ar putea avea în viitorul apropiat un tomograf nou ca urmare a generozității unui om de afaceri din Piatra Neamț. Felicitări! Aș vrea să știu numele acelui om de afaceri. Pe bune, deci chiar aș vrea să știu numele acelui om de afaceri, vreau să-l felicit personal. Deci eu vreau să felicit personal pe omul ăla care face gestul ăsta. Acesta și-a anunțat dorința de a întinde o mână de ajutor unității sanitare cumpărându-i un computer tomograf performant. Deocamdată discuțiile sunt în stadiul incipient și rămâne de văzut dacă se vor concretiza. Un om de afaceri a discutat cu domnul Culiță de Râță și a spus că ar vrea să ne cumpere un tomograf. Am trimis documentația tehnică și m-aș bucura din suflet dacă ar fi posibil așa ceva. Nu vreau bani, vreau aparatul. Și nu un aparat oarecare, ci unul bun, care să ne ține măcar vreo 10 ani. Acum avem și pretenții, știi? Adică vine omul la tine, bă, vreau să-ți iau un aparat, un tomograf. Deci chiar vreau să-ți iau un tomograf. Uite banul aici, cât costă? Stai aleacă să-ți fac, vedem, mă, da. Și, da, bun, cât costă? Atât costă. Bun, perfect, tu te ia banul, frumos, du-te și ia un... Da, da, stai mă puțin, îmi dai bani așa. Dar trebuie să iau unul bun, da? Care să țină măcar 10 ani. Bun, felicitări încă o dată pe această cale omului de afaceri care și-a anunțat intenția să ajute Spitalul Județean. Și eu vă garantez, eu, ca simplu cetățean al acestei comunități, al acestei urbe, eu vă garantez că dacă ar fi astfel de cetățeni, oameni cu dare de mână, cu scaun la cap, care gândesc corect, dacă ar fi astfel de cetățeni mai deși în Piatra Neamț, adică la nivelul județului Neamț, poate chiar în Piatra Neamț, și s-ar pune mână de la mână oameni de afaceri, că avem oameni de afaceri de mă doare bibilica. Se învârtea banii în județul Neamț de plângi. Plângi și tu și soacră, toată lumea plânge, da? Toată lumea plânge acum cu mine, da? Deci dacă am avea mai mulți deștepți și oameni de afaceri de genul ăsta, s-ar face din Spitalul Județean Neamț un spital de să plângi când intri în el. Da? Deci plângi, intri, te descalzi la poartă, te descalzi de la poartă când intri în spital. Dacă ar mai fi oameni de genul ăsta. Pe bune vorbesc, serios. Felicitări! Mulțumesc 1192! Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, felicitări! Mulțumesc! Bun, deci ar fi extraordinar, așa că haideți să tragem un semnal de alarmă și haideți să vedem dacă pe parcursul la un an de zile, astăzi cât suntem în 26 februarie, da? Hai să vedem dacă 26 februarie 2013, haideți să vedem dacă într-un an de zile, 26 februarie 2014, până pe 26 februarie 2014, se mai găsesc încă doi afaceriști care să cumpere ceva la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Sunt foarte curios. Sunt foarte curios. Foarte, foarte, foarte curios. Dacă se mai găsesc doi afaceriști la nivel de județ, că după cum vă spuneam cu riscul de a mă repeta, sunt mulți, fratele meu, sunt mulți care au bani. Au bani la nivel de județ. Mulți! Put de bani cât au ei. Să vedem dacă se mai găsesc doi. Eu zic doi. Nu vreau să spun unul. Nu, doi! Dacă se găsesc doi afaceriști de ăștia care se mai cumpere ceva la Spitalul Județean Neamț. Uite, un afacerist cumpără un tomograf, un afacerist a făcut secția de pediatrie. Aș vrea să văd și eu un afacerist care vine și zice, măi băieți, măi, eu am bani, uite, îți dau banul jos, pac, banul jos, ochiul la ușă, și, nu știu, să utilezi saloanele de la pediatrie, da? Să utilezi saloanele de la pediatrie,
cu multe jucării. Nu știu, am dat și eu un exemplu. Să duci multe jucării la saloanele de pediatrie. Foarte multe jucării. Să umpli saloanele de la pediatrie cu jucării. Aș vrea să văd și eu unul care ar face chestia asta. Deci dau un an la dispoziție să se trezească doi afaceriști din județul Neamț, să pună mână de la mână și să mai facă ceva la spitalul județean Neamț. Să vezi cam cum s-a ridicat spitalul încet, 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 treptat. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce găsim în pagina 4 a ziarului Monitorul de astăzi. Șomeri care au o slujbă. Luna trecută, peste 1000 de persoane au fost sprijinite pentru a intra în câmpul muncii. Prin măsurile active de ocupare promovate și puse în practică de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, în prima lună din 2013, peste 1000 de persoane aflate în situația de șomaj au devenit oameni ai muncii și vor sărbători probabil liniștiți ziua de 1. Care e ziua muncii, mă? 1 mai, așa. Și vor sărbători alături de noi ziua de 1 mai muncitoresc. Da, bun. În luna ianuarie, prin intermediul măsurilor active de stimulare a ocuparei forței de muncă, a fost intermediată încadrarea unui număr de 1033 de persoane aflate în evidența instituției, a declarat Elena Chirilă, purtător de cuvânt al AJOFM Neamț. Așa îmi place să zic AJOFM, da, că așa îmi place mie. N-aveți ce să-mi facem, n-aveți ce să-mi faceți, că asta este. Se dă tranșa a doua a ajutorului de minimis, citim în pagina 4 a ziarului Monitorul. Direcția Agricolă Neamț a primit săptămâna trecută mai bine de 1 milion de lei pentru ajutoarele fermierilor. Statul dă 100 de lei la hectar, compensație pentru secetă. Vezi, băi, ce stat avem, mă. Vezi? Și voi îl blamați, băi, voi sunteți cârcotași, mă. Blamați statul. Uite, mă, statul dă 1 milion de lei vechi la hectar, compensație, mă, pentru secetă. A? Ca să nu mai... nu-ți ajung banii, asta e altceva, deci nu interesează pe stat că sunt puțini. Dar îți dă. A? Îți dă. Asta este. Agricultorii nemțeni care și-au depus dosarele pentru a primi ajutoarele de minimis vor încasa sumele cuvenite începând cu această săptămână. Direcția Agricolă Neamț a primit săptămâna trecută banii necesari pentru a doua tranșă a plăților și după ce s-au făcut toate documentele necesare, banii urmează să fie virați direct în conturile agricultorilor. Nu știu care este directorul care se ocupă de chestiile astea la Direcția Agricolă Neamț, nu știu care este directorul, dar cert este că banii s-au alocat, s-au trimis direct în conturile agricultorilor. Deci v-ați scos. Deci v-ați scos, într-un cuvânt v-ați scos. Vă dați statul câte 100 de lei. 100 de lei? Da? Pentru hectar, pentru secetă. E? Ce vorbești? Ce vorbești, mă? Pagina 4 a ziarului Monitorul de astăzi. Ionel Arsene visează la președinția Consiliului Județean. Acesta a fixat o asemenea prioritate prin proiectele sale de viitor la conducerea PSD Neamț. 5 minute? Hai, nu mă stresa, că mai am, deci nici n-am terminat monitorul, deci nu mă stresa, te rog frumos. Nu mă nebunești creierii, înțelegi? Nebunești creierii, înțelegi ce vreau să spun? Nebunești creierii. Nebunesc, nu mai, eu acum citesc lucruri serioase, da? Ionel Arsene visează la președinția Consiliului Județean, sunt lucruri serioase, tată. Îs, pac, 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 imediat. Întrebat de jurnaliști care sunt prioritățile mandatului său de președinte al organizației PSD Neamț, deputatul... Ionel Arsene a declarat că își dorește mai multe lucruri, dar în primul rând întărirea organizației PSD pentru confruntările politice care o așteaptă. Deci, întâi bătălia și după aceea relaxarea, da? Ca să ne înțelegem. Mergem mai departe, pagina 5 a ziarului Monitorul, recensământul doctorilor. Ministerul Sănătății a cerut evidența doctorilor care lucrează în spitalele din județ. Scopul acestui recensământ este stabilirea exactă a crizei de personal din sistem. Bun, deci eu stau și mă întreb ca prostul. Deci eu sunt un prost, da? Deci eu sunt un prost care stau pe scaunul ăsta. Da? Da, da. Da, da, da? Deci eu sunt ăla care stau pe scaunul ăsta. Și stau și mă întreb eu ca prost așa. Ministerul Sănătății nu știe nici la ora actuală câți doctori sunt în țară? Băi, sunt prost, chiar așa de prost am ajuns chiar în halul ăsta. Deci Ministerul Sănătății nu știe nici la ora asta. La ora asta, la... Pe data de 26 februarie, la ora 9 și 27 de minute, Ministerul Sănătății nu știe câți medici sunt în țară. Foarte tare! Autoritățile sanitare din județul Neamț au făcut pe parcursul săptămânii trecute recensământul doctorilor care lucrează în unitățile cu paturi. Adică ar putea să lucreze oricine, nu? Până acum. Deci până s-a făcut recensământul, toată lumea, n-are nicio treabă.
Acest lucru a fost solicitat de Ministerul Sănătății, care a vrut astfel să afle pe cine se poate baza și care ar fi de fapt dimensiunea exactă a crizei de personal. Da, da. O dau coteală acum. Doamne, am vrut, nu, că noi știm. Noi știm câți medici avem, doamne, dar noi acum am vrut să vedem să facem așa, să ne gândim așa, să vedem cum fan deblocăm niște posturi, toate bă de aici, bă. Terminați-vă cu prostii. Aceste situații au fost determinate de cele mai multe ori de faptul că doctorii au ieșit la pensie, dar spitalul a avut nevoie de ei, neavând cu cine să îi înlocuiască și astfel au continuat colaborarea. Deci, mai lua și el niște bănicuri grămadă de pe lângă pensia pe care o lua. Acum nu avem nimic cu nimeni. Asta este. Aleșii Târg Nemțeni discută 20 de hotărâri, citim în pagina 5 a ziarului Monitorul, dacă cei din Piatra Neamț din Consiliul Local discută 40 de hotărâri, cei din Consiliul Local Târgu Neamț discută 20 de hotărâri. E un oraș mai micuț, da, acum nu trebuie să ne supărăm. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Târgu Neamț de miercuri 27 februarie se află 20 de proiecte de hotărâre. Parcul de subcetate, aflat în administrarea Civitas din 2011, revine la primărie. Sunt curios ce o să facă în parcul de subcetate, unde este un loc, din punctul meu de vedere, unde s-ar putea face foarte multe lucruri faine. Extraordinar de multe lucruri faine. În parcul de subcetate. Un parc foarte frumos. Păcat că nu s-a făcut și s-a lăsat în paragină. Deci parcul ăla s-a lăsat în paragină. Păcat. Sunt curios ce o să facă consilierii Târg Nemțeni cu acel parc. Că dacă tot l-a luat în... va reveni primăriei, sunt curios ce o să facă cu el. Bine, acum fie vorba între noi, au fost și chestii la mijloc care au trebuit să se întâmple. Consilierii Târg Nemțeni se vor reuni miercuri 27 februarie în ședință lunară, pe ordinea de zi fiind trecute 20 de proiecte de hotărâre. Este posibil să mai apară și altele pe notă suplimentară de propuneri. După alegerea președintelui de ședință, se va discuta despre modificarea unui punct din anexa unei hotărâri privind constituirea Comisiei de Siguranță siguranța circulației din cadrul primăriei. Consilierilor li se va cere aprobarea și pentru schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Vasile Conta în Liceu Economic. Dar ce mă v-a deranjat Vasile Conta? Dar de ce să nu se cheme Vasile Conta în continuare? Nu înțeleg, care ar fi problema? Nu știți cine e Vasile Conta, cred că de asta. V-ați hotărât voi să schimbați denumirea liceului Vasile Conta în Liceu Economic. Da? Păi de unde să știi? Normal. Restanțierii la BAC taxați să le intre mințile în cap, citim în pagina 5 a ziarului Monitorul de astăzi. Ministerul Educației Naționale a stabilit taxa pentru cei care au picat de două ori la bacalaureat. 230 de lei pentru a treia încercare. Ca la păcănele. Asta are, asta n-are, asta e câștigătoare. Ce facem dacă n-am luat bacul de două ori? A treia oară băgăm bani. De ce? Pentru că se poate. Pentru candidații care vor susține examenul parțial, suma trebuie să o stabilească Inspectoratul Școlar Județean. Adică, s-a dus în altă curte. Da. Violența face legea în spital. Citim în pagina 6 a ziarului Monitorul. Tot mai mulți medici din spital se confruntă cu agresivitatea pacienților, nemulțumiți de faptul că nu li se acordă întâietate la consult. Programul doctorilor de la urgență este unul fără... Asta mi se pare că e din Roman, băi, spitalul din Roman. Programul doctorilor de la urgență este unul fără prea multe momente de respiră, datorită faptului că de cele mai multe ori sunt supra-solicitați cu cazuri grave, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte un timp îndelungat până primesc îngrijirile medicale necesare. Acum, ce să mai la dea la vale? Și mie mi s-a întâmplat să mă duc în spitalul județean de urgență din Piatra Neamț cu mama mea care se simțea rău. Și bineînțeles că mi s-a părut că timpul trece mult prea greu, înțelegeți? Erau persoane care au intrat, care intrau la urgență, care erau de 7000 de ori mai grave decât mama mea. Dar mie prioritate mi s-a părut mama mea, da? Că e problema mea și problema mea este cea mai gravă, da? În momentul ăla. Ei, nu mi s-au părut importante persoanele care intrau și mai aveau câteva minute și dădeau ortopopii, da? Nu mi s-au părut mai grave, că nu erau problemele mele. Problema mea era mama mea, să o facă bine și dacă după ce mama mea s-a făcut bine, nu mă mai interesa ce s-a întâmplat la spital. Ei, asta se întâmplă în general în spital. Și bineînțeles, oamenii sar cu gura, latră pe acolo și asta este. N-avem ce să facem. Cert este că
fie vorba între noi, medicii de la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Neamț își fac meseria și chiar își fac meseria și asistentele și medicii. Chiar își fac meseria și vă garantez eu acest lucru. Nu vreau să mă pun pe bune cu medicii, nu fac acest lucru și n-am să-l fac niciodată. Am eu, au ei hibele lor și știu eu de ce nu vreau să mă pun bine cu medicii, dar cert este că la unitatea de primiri urgențe din Piatra Neamț, la, în cadrul spitalului, chiar se fac lucruri bune și îi felicităm și salutăm pe această cale. Arestații cu droguri s-au plimbat la Bacău, citim în pagina 7 a ziarului Monitorul, cei doi tineri au mers fără folos pentru că au rămas încăptușați. Încătușați. Așa scrie, frate, ai nebunit. Deci cei doi tineri au mers fără folos pentru că au rămas încătușați. Ei sunt arestați de la Crăciun pentru că au importat un kilogram de cannabis. Asta este. Așa. Tentativa cu secera s-a mutat la Bacău, citiți în pagina 7 a ziarului Monitorul de astăzi. Iulia Olteanu negură încă un antrenor de aur, citiți în pagina 8 a ziarului Monitorul de astăzi. Și alte lucruri interesante pe care le puteți citi voi în Monitorul de azi. Mergem mai departe cu ziarul Realitatea. Da, e și 33 de minute, care problema? Mă mai lași tu până pe la fără un sfert, da? Hai, te rog! Bine, mersi. Prima pagina a ziarului Realitatea, nepot de procuror, victima țeparei cu ANL. Băi, săracu, măi. Un pietrean care locuiește în Irlanda a fost înșelat cu 500 de euro de celebra educatoare Andreea Andriescu. Ea l-a convins să-i trimită banii pe motiv că se va ocupa de reabilitarea apartamentului acestuia. Omul a rămas cu banii dați, iar casa și-a placat-o cu propria cheltuială. Ca să aibă credibilitate, educatoarea țepară se folosește de numele și imaginea primarului Gheorghe Ștefan. Femeia a mai înșelat odată, a mai înșelat o altă pietreancă, promițându-i obținerea unei locuințe ANL în schimbul a 2000 de euro. Da, nici nu te lași, fratele meu. Pentru a crea aparența îndeplinirii promisiunii, Andriescu s-a falsificat mai multe documente. Cazul este anchetat de oamenii legii. Interviu cu Liviu Timuș, directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Am devenit incomod și asta îmi dă certitudinea că fac ceea ce trebuie. Mă abțin la orice comentarii cu privire la ceea ce se întâmplă la Teatrul Tineretului, cu privire la... Mă rog, mă abțin la orice comentarii. Băiatul cu chitara continuă să surprindă, Cristian Prăjescu, în finala Eurovision România 2013. Bravo, mă, băiatule, felicitările mele. Hoți prinși de polițiști și eliberați de magistrați, citim în pagina 3 a ziarului Monitorul de astăzi, mai mulți nemțeni care au săvârșit furturi și tâlhării au fost identificați și reținuți la sfârșitul săptămânii trecute de oameni legii, iar apoi eliberați de procurori sau judecători. Deci, nu, probabil nu prezintă pericol public, da? Și dacă îl prezintă pericol public, cu toate că a făcut o tâlhărie, probabil a făcut-o la beție, fratele. Hai să fim acum, să fim realiști, că el nu a vrut el, înțeleg, nu a vrut. Deci putem să-i dăm drumul, putem să-l ținem în libertate, nu este niciun fel de problemă, nu prezintă pericol public, lasă-mă în libertate, nu mai dă în cap la nimeni, s-a lecuit, bla 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 bla. După cum vă spuneam, polițiștii își fac meseria, polițiștii îi prind, îi aduc în fața legii, iar legea le spune, nu prezinți pericol public, hai, treci în libertate, hai, că mai sunt de ăștia ca voi. Da. Suspiciuni de fals la Consiliul Județean Neamț, 3 ordine emise de Culiță Tărâță sunt verificate pentru legalitate și autenticitate. Ultima ședință a forului județean a creat o tevatură de nedescris în care sunt acum implicați juriștii Consiliului Județean Neamț, cei ai prefecturii Neamț și în scurt timp se poate ajunge și la instanță. Asta doar pentru a soluționa câteva chestiuni pe care oamenii din aparatul președintelui Consiliului Județean Neamț, ba chiar din executiv, ar fi trebuit să le cunoască până pună în aplicare și mai ales să și le asume. 3 ordine emise de Culiță Tărâță sunt verificate pentru egalitate și autenticitate. Eu acum mă întreb dacă sunt ok acele ordine, dacă totul este în regulă. Ce se întâmplă cu cei care au făcut sesizarea asta? Nimic! Nu? Că trăim în România, țara în care totul este posibil. Cum s-a mai întâmplat? Este exact același lucru care s-a întâmplat în primăria din Târgu Neamț acum ceva timp, când s-a anunțat telefonic la 112 că în primărie erau alegerile locale. Alegerile la primărie, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul ăsta. Erau niște alegeri. Și s-a anunțat prin apelul unic de urgență 112, s-a dat un telefon și s-a spus că în primărie se află 3 de astea, buletine de vot neștampilate.
Mamă, scandal! Pac, a venit poliția! Pac, 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 a baricadat tot, a rezolvat, pac, pac, nu știu ce. S-a ajuns la concluzia că nu e nimic adevărat. Înțelegi ce vreau să zic? S-a ajuns la concluzia că nu e nimic adevărat, că totul a fost o, nu știu, o glumă făcută de către cineva din cadrul primăriei. Și s-a știut cine a făcut acel, a dat acel apel telefonic. Da? S-a știut. Ce a pățit cel care a dat apelul telefonic și a pus pe jar și presa, și poliția, și jandarmeria, și judecătoria, toată, pe toată lumea a pus pe jar. Ce a pățit ăla? Nimic. Deci nu a pățit, n-a luat nici măcar o amendă. Da? Nu a fost făcut nici, băi, nesimțitul, ai făcut lucrurile. Nu, nimic. Exact același lucru se întâmplă și aici în Consiliul Județean. Facem scandal, bă, mă, ilegalitate, ilegalitate, semnăm în Consiliul Județean, ilegalitate, mamă, hai să facem ilegalitate. Bun, se rezolvă toate chestiile astea, nu este ilegalitate, se demonstrează că nu este ilegalitate și cum rămânem atunci? Ce facem? Hă? Spune și mie ce facem. Păi s-a produs, nu știu, s-a produs un cutremur, da? Au fost cutremurați, s-a întâmplat ceva. Ce facem pe ăla care a zgâlțuit? Ce facem cu el? Nimic. Lasă-l, mă. Lasă-l în pace. Mă rog, citim tot în pagina 2 a ziarului Realitatea. Bisericii Presta Precista 3 i-a fost retras avizul de sănătate publică. Ce-i asta? Citiți voi mai multe în pagina 2 a ziarului Realitatea. PDL Neamț o susține pe Udrea. Ei, serios? Ștefan, cei care se ocupă de alegerile din PDL provin din cele mai slabe organizații și sunt susținătorii lui Blaga. Dar era normal ca PDL Neamț să o susțină pe Udrea. Mă rog. Accidentată pe zebră, citiți voi în pagina 3 a ziarului Realitatea dacă vă interesează cum se mai accidentează lumea pe zebră. Pagina 4 a ziarului Realitatea, la podul de la Căprioara, lebede moarte în condiții suspecte. Mai multe lebede au fost găsite moarte pe râul Bistrița în ultimele 4 zile la podul de la Căprioara. Descoperirea neplăcută a fost făcută vineri de Marius Archip în jurul orei 14:30. Omul a povestit cele văzute unui polițist local care patrula în zona pieței centrale, după care au fost anunțați pompierii să intervină. Nu mică i-a fost mirarea lui Marius Archip luni când a observat că leșurile erau tot acolo. Ba mai mult, acum numărul lebedelor moarte crescuse la 8. Citiți voi curiozitatea asta în pagina 4 a ziarului Realitatea. Bine, probabil că sunt... Nu vreau să suspectez pe nimeni, deci chiar nu aș vrea să suspectez pe nimeni, departe gândul meu, dar sunt persoane cretine care ucid câini. Adică, da, dau prostii de-astea la câini și omoară câinii. Da, păi câteva lepede. Cred că sunt persoane cretine, persoane bolnave psihic care nu au ce căuta în libertate și mai aruncă așa o travă, știi, pe pâine, așa aruncă la lebede, să vadă cum moare o lebedă. Nu știu, cred că sunt cretin de genul ăsta. Nepot de procuror, victima țepare icoanele, citim în pagina 5 a ziarului Realitatea, citiți voi tot, e mult, nu-mi bat capul cu el. Pagina 6 a ziarului Realitatea, poștașii pichetează joi sediul prefecturii Neamț, poștașii nemțeni au renunțat la ideea de a întrerupe programul de lucru pe data de 28 februarie, dar n-au renunțat la proteste. Joi, peste 50 de lucrători din cadrul Oficiului Județean de Poștă Neamț vor picheta sediul prefecturii Neamț între orele 14 și 15. Dacă vreți să vă duceți și voi, liberă. Pagina 6 a ziarului Realitatea, citiți tot articolul. În pagina 7 a ziarului Realitatea, băiatul cu chitara continuă să surprindă în finala Eurovision în România 2013. Felicitări, Cristian Prăjescu, felicitările noastre. Pe 9 martie, Cristian va urca pe scenă alături de nume consacrate ale muzicii ușoare din țara noastră. Felicitări încă o dată și baftă multă, Cristian. Să dea Dumnezeu să le dai peste nas multora din VIP-urile cu ghilimele de rigoare de la nivel național. Bravo! Încă o dată un pietrean care își face datoria. Felicitările noastre și felicităm pe toți cei care l-au susținut și l-au sprijinit. Felicitări încă o dată! S-a încheiat preselecția județeană pentru Festivalul Florile Ceahlăului. Zile trecute s-a încheiat prima fază a Festivalului Concurs Național de Muzică Populară pentru Copii și Tineri, Florile Ceahlăului, și anume preselecția județeană. Citiți tot articolul pe pagina 7 a ziarului Realitatea de astăzi. 8, 9, citiți sport. Prima pagina a ziarului Ceahlăul. Dosarul măcelarilor, încă un prejudiciu imens. Ionel Florentin Gheorghiu și Dănuț Anii Culăiesei au procesat carne de 25 de miliarde de lei vechi fără nicio evidență contabilă pe ei. Pot, dar în ei. Cei doi execută deja pedepse de 10 ani închisoare pentru înșelăciune. Bravo! Uite, se face treabă.
Vasile Tofan pe drumul cu hârtoape al taximetriei. Nu știu cine e ăsta, trebuie să vedem despre ce este vorba. Echipa lui Pinalti o susține pe Elena Udrea, citim în pagina 3, probabil a ziarului Ceahlăul de astăzi. Pagina 2, dosarul măcelarilor, încă un prejudiciu imens, citiți tot articolul, dacă vreți. Grigore Caraza a lansat o nouă ediție a cărții sale, De foame, toată noaptea am mâncat din Ceahlăul de mămăligă. Da, am încheiat citatul. Grigore Caraza, la un moment dat când era în pușcărie, făcea pușcărie, a visat efectiv de foame, a visat Ceahlăul transformat în mămăligă și mânca din el. O să fac tot posibilul, am un material extraordinar cu Grigore Caraza care mi-a povestit viața lui, coșmarul închisorilor comuniste. Am un articol senzațional, un material senzațional pe care nu știu dacă l-are cineva din Piatra Neamț, dar l-am eu, că l-am făcut. Am făcut o emisiune cu dumnealui, dacă are altcineva emisiune cu el, cu stimă și respect. Dar omul a povestit niște lucruri înfiorătoare. Grigore Caraza. Grigore Caraza, un erou din punctul meu de vedere, pe care încă îl mai avem printre noi. Câștigătorii fazei județene a Festivalului Florile Ceahlăului puteți vedea și puteți citi în pagina 4 a ziarului Ceahlăul. Eu nu mă apuc să-i citesc pentru că este destul de târziu. Atletismul, comorile din țară, pagina 7 a Ceahlăului. Vasile Tofan pe drumul cu hârtoape al taximetriei. Citiți voi un articol scris de Gianina Nicorescu. Citiți voi pagina 9 a ziarului Ceahlăul. Primăria a trimis 3700 de înștiințări pietrenilor. Oamenii sunt informați astfel ca obligația să-și asigure locuințele. Locuințele, amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei dacă nu-ți asiguri locuința. O să vorbim și despre asigurările de locuință într-un viitor apropiat. Acesta a fost revista presei. Trebuie dată și... Ai pregătit melodia? Fix după publicitate? Dar zi-mi puțin, ai scris... Da, Wind of Change, mă frate, dar pentru cine? N-ai scris, nu? Lasă-mă, trebuie să citesc cu oamenilor. L-ai șters? Stai, bă, uleacă. Nu, cred că l-ai șters, frate. Nu l-ai șters. Scorpions Wind of Change pentru toți prietenii mei de la liceul de informatică. Vă pup. Te pupăm și noi. Na, ce mai la dea la vale. Bun. Aceasta a fost revista presei. După o scurtă pauză de publicitate urmează Scorpions cu Wind of Change, o melodie dedicată pentru toți colegii de la informatică. Libertatea și clicul mi-l lași mie, mă, nu mi-l iei. Am revenit 9.59. Acum dacă vă uitați la ceas și cum e chestia, mă uit la ceas 9.59, vai, mă dorește! Mă uit la ceas la 10 fix, vai, mă iubește! Da. Lași un minut înșeală? Deci la fără un minut, cum e, mă? La fără un minut te dorește, la fix te iubește și lași un minut înșeală? Păi, ce vorbești, mă? Ce-ți mai place, șaorma? Trimiteți în continuare SMS-uri la numărul afișat pe ecran dacă vreți să câștigați o invitație la spectacolul de pe 10 martie de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț, spectacol oferit de Tudor Gheorghe. La ora 18 va avea loc acest spectacol. Trimiteți SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe pentru a intra în tragerea la sorți care va avea loc joi 28 februarie. Se va face așa o tragere la sorți din care vom extrage câțiva câștigători. Ha-ha! Bun. Peste 30 de ani, supereroii din X-Men vor deveni realitate, susțin experții din Ministerul Apărării al Marii Britanii. Eu aș vrea să fiu ăsta, cum îl cheamă voi? Wolfenstein. Ștefan! Cum îl cheamă, mă, pe ăla, Wolfenstein? Nu, mă, Ștefan, mă, ăla din X-Men, măi. Wolverine. Vezi, mă, cine se... Perfect, mersi. Mi-a plăcut filmul și chiar m-am uitat cu drag la acest film. Dar nu mai știu cum îl cheamă. Cert este că
tare, tare de tot actorul. Specialiștii din, specialiștii din cadrul Ministerului Apărării din Marea Britanie afirmă că în 2045, când voi avea și eu 65 de ani, vor exista supereroi precum cei înfățișați în filmele X-Men. Și o să vedeți, deci din 2045 nu va mai exista gen cum a fost Titanic, s-a scufundat, pentru că va veni eroul. Înțelegi? Pac, va lua vaporul, va prinde, va aranja frumos. Experții britanici afirmă că experimentele genetice vor duce în următorii 30 de ani la conceperea unei rase superioare de oameni. Dezvoltarea tehnologiei genetice ar putea duce la crearea unei clase de oameni superiori din punct de vedere genetic. Acest lucru poate fi realizat până în 2045. Estimăm că sunt șanse foarte mari ca augmentarea umană să se dezvolte în următorii 30 de ani. De asemenea, este foarte posibil ca progresul realizat în biologie să nu fie împărtășit în mod egal la nivelul întregii societăți, ceea ce va genera o inegalitate genetică în societate. Au concluzionat experții Ministerului Apărării din Marea Britanie în cadrul unui summit desfășurat de-a lungul a două zile, ce avea ca scop elaborarea unor previziuni despre viitor. Acum fie vorba între noi, în anul 1910, 1912, nimeni nu s-a gândit că o să vorbim la telefoane celulare, pac, pac, dintr-o parte în alta. Nimeni nu s-a gândit că vom avea internet. Era SF-uri, erau SF-uri de acum, înțelegeți? Ei, până în 2045 ne vom obișnui și cu supereroi. Nu vor mai fi tâlhării, nu vor mai fi vioale, nu vor mai fi chestii dintre astea, pentru că fiecare va avea supereroul lui. Deci eu o să am un supereroul mic, mic, așa, care, mamă, se transformă. Uha! Fiul meu probabil va avea un supererou mai mare. Și tot așa. Sunt curios femeile ce supereroi vor avea. Sunt foarte curios. Chippendales is my hero. Oh, yeah. Oh, da. Bun, trimiteți SMS-uri cu textul afișat pe ecran dacă vreți dedicații, dacă vreți să-mi spuneți lucruri care se întâmplă în Piatra Neamț și pe care eu nu le știu, dacă vreți să participați la concurs, după cum vă spuneam, pe data de 10 martie, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, va avea loc un spectacol oferit de Tudor Gheorghe. Dacă vreți să câștigați o invitație, trimiteți SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe pentru a intra în concurs. Joi 28 februarie va avea loc tragerea la sorți. Bun. Ia să vedem ce spune experții care au făcut aceste prognoze despre viitor aparțin unui departament obscur din cadrul Ministry of Defense intitulat, cum se numește el. Specialiștii departamentului au organizat un summit vara trecută la care au participat experți din universități, companii importante și din guvernul britanic. Și s-au gândit ei așa că, ai omule, ce să facem și noi? Hai să facem supereroi. Că avem nevoie de supereroi. În România, mai ales, avem nevoie de supereroi la greu. Deci, la greu. Ia, de ce ar trebui ca persoanele în vârstă să folosească Facebook? O nouă cercetare oferă răspunsul. Ia să vedem noi care este răspunsul oferit de alți cercetători care s-au gândit ei așa să facă cercetări așa peste noapte. Tu dai seama că ei mai sunt și plătiți pe chestia asta? Da, e bine. E bine acum, ce să mai la dea la vale? E bine. E un lucru bun. Cine mi-a trimis, mă, mesaj? Da, mulțumesc, Mihai! Mulțumesc! Mihai, un prieten bun de-a meu, mi-a trimis niște poze pe Facebook. Da, mă uit pe Facebook. Foarte des mă uit pe Facebook. Și ia să vedem de ce ar trebui ca persoanele în vârstă. Eu nu sunt o persoană în vârstă. Deci eu chiar nu sunt o persoană în vârstă. Să folosească Facebook. O nouă cercetare oferă răspuns. Ia să vedem, mă, răspunsurile voastre, cercetătorilor care sunteți voi cercetători. Persoanele cu vârste mai mari de 65 de ani ar trebui să folosească site-ul de socializare Facebook dacă doresc să-și îmbunătățească capacitățile cognitive, arată un nou studiu. O cercetare efectuată la Universitatea din Arizona a arătat că persoanele cu vârste mai mari de 65 de ani care au participat la studiu și care au învățat să folosească rețeaua de socializare au obținut o creștere cu 25% a rezultatelor în testele de memorie după ce au scris zilnic pe Facebook timp de 8 săptămâni. Să scrii zilnic pe Facebook timp de 8 săptămâni și să ai și pisti 65 de ani? Well, omule! În schimb, persoanele care au scris într-un jurnal online ce nu oferea și o funcție de socializare nu au observat o îmbunătățire în testele de memorie. Da, eu tare am eu impresia că ăștia care au scris articolul lucrează la Facebook. Mă rog, am primit un mesaj.
Mutantul Screech e ultima revelație. Da, da, corect. Mi se pare normal. Îți dai seama să mai apară un Screech pe planeta asta? Te rog, hă? Văleu! Da, mutantul Screech e ultima revelație. Dar cum ar arăta 2248? Te rog eu frumos, puneți mintea la contribuție și spune-mi, te rog, cum l-ai vedea tu pe mutantul Screech ca ultimă general, ultimă revelație, așa? Cam cum l-ai vedea? Nu știu, cu două capete, nu știu, cu două capete mai înalt, nu știu. Cum l-ai vedea tu pe mutantul ăsta Screech? Aștept să-mi trimiți viziunea ta asupra mutanții mele, da? Mutantul Screech, ultima revelație. Mulțumim, fain. Ok, o să mă duc în Marea Britanie și o să le întreb, să-i zic la ăștia, băi, fă-mă un Screech, da? Fă un Screech, hai să văd dacă ai puterea asta. Cercetătorii afirmă că rețeaua de socializare Facebook... Stați așa, că vă spun eu, măi. Mic negru și îl doare inima. Ăla e Adrian Copilul Minune, băi. Te rog frumos, deci nu mă compara. Nu vreau comparări de genul ăsta. Altceva. Deci nu permit comparări de genul ăsta. Mic negru și îl doare inima e Adrian Copilul Minune. Nu Screech. Altă idee. Te rog, 2248, să-ți vii cu altă idee. Mai zvâcnitoare așa. Nu recunosc. Nu vreau să fiu mic negru și să doare inima. Viața mea! Cercetătorii afirmă că rețeaua de socializare Facebook ar putea fi o metodă care să permită persoanelor în vârstă să rămână active social și implicate în viața comunității, ceea ce joacă un rol esențial în conservarea abilităților mentale la vârste înaintate. Păi, de o parte, luând-o pe partea aia altă, bă, prietenași, băi, oameni buni, oameni de caracter. E bine ca după 65 de ani să ai așa o preocupare, înțelegi? Să nu te mai duci să mai stai la coadă, la rânduri de alea interminabile, de ce, că nu ai ce face acasă, să nu mai ocupi locul pe baltă așteptând să tragă peștele la undiță, na, să faci ceva pentru binele poporului și țării. Stai naibii conectat la internet pe Facebook, că e mai simplu. Plătești la lumină mai mult, înțelegi, e ce mai bine, e un lucru bun. Rețeaua de socializare menține creierul activ prin oferirea unui flux continuu de informații de la prieteni ce trebuie să fie procesate, ceea ce face ca informațiile mai vechi să necesite fie stocarea, fie ștergerea din memorie, explică cercetătorii. Sau nu? Pentru că la un moment dat în rețelele astea de socializare poți să-ți amintești de prietenii pe care i-ai avut în armată și care n-au murit între timp. Lucruri de genul ăsta. Poți să vezi persoanele cu care ai făcut școala. Uimitor, cercetătorii au realizat un material video în care surprind formarea creierului la făt. Ce e așa uimitor? Foarte tare, bravo. Bravo vouă. Existența satelor de canceroși a fost recunoscută oficial. Dacă până acum nu se recunoștea chestia asta, iată acum a fost recunoscut oficial. Ia să vedem despre ce este vorba. Sper că nu... Ia, ce zice? Mamă, mamă, ce frumos vorbești, frate! Vorbind la modul serios. Da, deci trebuie să-mi iau fața aia de om serios, da? Ok, gata, vorbim la modul serios. Așa. Vorbind la modul serios. Te văd un mutant frumos care scuipă așchii când agață, care scuipă așchii când agață o fată. Da, deci foarte serios vorbind. De ce să scuip așchii când agăți o fată? Să se agațe în așchiile mele? Vorbind și eu la modul foarte serios. Știi ce înțeleg eu? Cosmin sau nu știu, Cosmân, așa s-a... A scris omul ăsta. Știi cum văd de o relație serioasă? O relație serioasă este o relație în care nu se râde. Da? Deci amândoi sunt serioși și el și ea sunt serioși, așa? Se uită unul în ochii, fix în ochii aluilalt și ei sunt serioși. Deci ei nu râd. Asta este o relație serioasă din punctul meu de vedere. Dacă aveți relații serioase, vă rog frumos să mergeți pe sistemul ăsta. Dom'le, după cum vă spuneam, o relație serioasă este o relație în care nu se râde. Ce faci? Bine. Ce ai făcut azi?
am fost la muncă și am muncit și am venit acasă și am adus bani să crăpi în tine. Mulțumesc, la revedere. Deci cam asta e o relație serioasă dintre doi oameni serioși, da? Vă rog frumos, adică nu cred că ați avut până acum relații serioase. Hai să fim realiști. În cadrul unui plan pe 5 ani de a curăța mediul ambient grav afectat de poluare, ministrul chinez al mediului a admis că poluarea masivă a dus la apariția satelor de canceroși, locuități care, aflate în apropierea unor combinante chimice, au o incidență a cazurilor de cancer îngrijorător de mare. Nu-mi plac textile. De fapt, ești Elodia undercover. Da, am și vocea Elodiei, nu? Deci dai seama cea că dacă s-ar fi însurat cu Elodia cu o voce dintre asta, i-ar fi perit orice chef de a face un copil. Logic, gândești, logic, nu? Cu simț de răspundere, nu? Da. Bun, deci dacă vreți să câștigați o invitație la spectacolul de pe 10 martie oferit de Tudor Gheorghe la Casa de Cultura Sindicatelor la ora 18, trimiteți SMS la numărul afișat pe ecran cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe și veți intra în tragerea la sorți care va avea loc pe data de 28 februarie în matinal. Cosmin, tu ai fost ăla care mi-ai trimis mesaje, nu? Nu vorbești, nu? Da, crezi că dacă îmi bate felinarul ăsta în ochi, nu te văd. Da, Cosmin, el e cu Elodia, el se gândește mult cum să o găsească pe Elodia, să o ofere cadou lucioacă, chestii dintre astea. Este un pas extrem de important, spun chinezii, deoarece multă vreme oficialitățile chineze au evitat să discute despre această problemă în ciuda presiunii activiștilor de mediu. Unul dintre cei mai cunoscuți astfel de activiști din China, Ma Yun, a declarat că, după părerea sa, anunțul demonstrează o evoluție pozitivă. A recunoaște că există o problemă este primul pas și condiția preliminară pentru a începe să rezolvăm aceste probleme, a spus el. Uite, mă, cum gândește un chinez. Zi, Cosmin, ce s-a întâmplat? Dai o cafea în pauză? Păi dai? Mulțumim, fain. Frate! Am făcut rost și de bani de o cafea. Ua, nu te duci să-mi și aduci? Da, las, am eu încredere în tine, las, du-te, las că mi-o ia eu din în pauză, da? Las, am eu încredere în tine. Am făcut roșii de fise pentru cafea. Vedeți? O gândire chinezească, frate. O gândire chinează, da? Deci vedeți un cap chinezesc cum gândește. Foarte tare. Deci, anunțul demonstrează o evoluție pozitivă. A recunoaște că există o problemă este primul pas și condiția preliminară pentru a începe să rezolvăm aceste probleme, a spus chinezul. Hei, gândirea chinezească, frate, gândirea chinezească. Trebuie să recunoști că există o problemă și după aia să te axezi cu toate lucrurile posibile să rezolvi problema respectivă. Dar trebuie să o recunoști cu aia, știi? Da, băieți deștepți, mă, chinezii ăștia. Băieți deștepți. Bineînțeles că o să se screamă ei imediat și o să găsească și un leac pentru cancer, dacă nu este descoperit. Dar din punctul meu de vedere, leacul pentru cancer este descoperit de foarte, foarte mult timp. Dar, na, nu putem să-l dăm așa pe gușă, pentru că s-ar duce în cap industria farmaceutică. Eu am o părere foarte bună de industria farmaceutică din România. Nu, de fapt nu din România, de la nivel mondial. Este o industrie extraordinar de mare. Înțelegeți? Și combinarea asta pozitivă între medici și industria farmaceutică este o industrie mare, 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 mare. Dacă vreți să plecați din România, vă dau eu un sfat, plecați în insulele Reunion și Mauritius din Oceanul Indian, care ascund sub ele un microcontinent abia recent identificat. Fragmentul continental denumit Mauriția s-a desprins din blocul continental sudic în urmă cu 60 de milioane de ani și a rămas ascuns sub mase colosale de lavă. Deci dacă vreți să plecați, plecați în Mauriția, tată. Plecați în Mauriția că e proaspăt descoperit. Aveți ce să faceți acolo. Sunt locuri de parcare gârlă. Găsiți și locuri de parcare. Puteți să faceți și ceea ce vreți voi. Haideți vedem ce mai scriu, cum e prognoza meteo pe astăzi, pe mâine și pe poimâine. Pentru cei care au deschis televizoarele puțin mai târziu, vă spun că astăzi, marți 26 februarie, șanse reduse de precipitații, temperatură minimă de minus 1 grad Celsius și o maximă de 2 grade Celsius, în Piatra Neamț, aici mă refer la Piatra Neamț, iar miercuri 27 februarie vom avea o minimă de minus 5 grade și o maximă de 4 grade
Și joi 28, o minimă joi, ci că se anunță soare. Vom avea o minimă de minus 2 grade și o maximă de 7 grade. Și pe mă interesează pe 9, pe 8 martie. Ia, ia. Ce e, Cosmin? Hm? Hai, nu arunca și cafeaua. Hai să, băi, ești, te rog frumos. Nu de alta, dar n-aș vrea să apar în bustul gol la televizor. Vineri 8 martie, înnorat. O mai crescut temperatura de vineri. 8 martie. Ieri erau 7 grade Celsius, acum sunt 9. Deci vineri 8 martie vom avea un cer înnorat, o temperatură minimă de 2 grade și o maximă de 9 grade. A mai crescut temperatura, este un lucru bun. Mâine vom afla că vineri 8 martie vom avea o temperatură de 10 grade Celsius. Aha! În creștere. A început să se încălzească și temperatura, ceea ce este un lucru bun. Nu uitați de SMS-uri, dați în continuare SMS-uri pentru a câștiga prin tragere la sorți o invitație la spectacolul oferit de Tudor Gheorghe de pe data de 10 martie la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor. Dacă vreți să aveți o invitație, trimiteți SMS la numărul afișat pe ecran. După o tragere la sorți, veți... Ce, Ștefan? Ce s-a întâmplat? Iar m-am mișcat din cadru? Ce în premieră? Ce ai mai puțin? Să spun și parola? Nu, parola nu. Bun, în premieră, imediat. Imediat, stai ca să dăm... Modific și burtiera, ia modifică și burtiera și după aia zic. Deci, joi 28 februarie, în matinal, va avea loc tragerea la sorți a unei invitații, de fapt a patru invitații, la spectacol oferit de Tudor Gheorghe, pe data de 10 martie, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să trimiteți SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe. Veți intra într-o tragere la sorți care va avea loc joi 28 februarie. Și extragem câștigătorii. Da? Este foarte simplu. Dacă vreți să-l vedeți live pe Tudor Gheorghe, trimiteți SMS-uri. Și în premieră... Ștefan, trebuie să deschid și Messenger-ul, nu? Bă, știi care e faza mai urâtă? Că nu am instalat Messenger-ul, mă, pe laptopul ăsta. Ca să nu-i zic altfel. Ai, pui tu la tine? Da. Bun. În premieră avem și user de matinal. Matinal Talpă M. De Messenger. Da? Pe Yahoo Messenger. Dacă vreți să ne contactați pe Yahoo Messenger, Matinal Talpă M. Vă dau și parola. Dacă vreți, vă dau și parola. Dacă nu e niciun fel de problemă. Mă strânge Ștefan de gât. Cât poate să mă strângă de gât, băi? Te rog frumos, deci noi nu mergem pe chestiile astea de violență, da? Deci noi nu promovăm violența. Mă strânge de gât, mă îmbrățișează de gât. E bun? Cu o forță foarte, foarte mare. Mă îmbrățișează de gât. Ca să nu existe. După aia că uite mă, ăștia promovează violența în direct, la matinal, na, cu scrici, na, na. 10 și 20, am pregătit și un material pentru voi. Am fost la un vernisaj extraordinar, dar o să vedeți voi în materialul care vi l-am pregătit. Nu vă dau mai multe detalii, că n-are niciun rost. Eu l-am montat. Băi, Ștefan, mă, băi, am o să vedem cum stăm cu horoscopul, mă, cu horoscoapele. Scris, citește horoscopul, nu-mi vine să cred. Dar nu o să-l citesc pe tot, ești conștient, nu? Uite mă, horoscopul, îl știm din Ceahlău de astăzi. Dacă e ceva, nu dați vina pe mine, dați vina pe aia din Ceahlău care au scris horoscopul. Deci nu dați vina pe mine, eu doar îl citesc, vă jur. Dacă pățiți ceva, vă rupeți piciorul, mâna, capul, nu știu, nu dați vina pe mine. Începem cu berbecul, că așa se începe cu berbecul. Reușiți să vă faceți remarca datorită spiritului de aventură și ambiției. Dacă propuneți prietenilor o ieșire sau o excursie, vă sfătuim să țineți cont și de ideile lor. Ar fi bine să fiți mai diplomat. Evitați discuțiile în contradictoriu cu persoana iubită.
Am terminat berbecul, mergem mai departe la Taur. Aveți încredere în forțele proprii, sunteți îndrăzneți și plini de inițiative. Aveți grijă să nu exagerați. Este o zi bună pentru deplasări în interes personal. Puteți avea mari satisfacții pe plan social și financiar. Comunicați foarte bine cu cei tineri din familie. Gemeni, aveți un succes nesperat în afaceri și puteți să vă afirmați în societate. Ambiția de care dați dovadă dimineața vă aduce alături de oameni dispuși să vă ajute. Relațiile cu cei din jur sunt foarte bune, vă recomandăm să evitați speculațiile. Și noi vă recomandăm. Mergem mai departe de la Gemeni la Rac. Puteți să faceți schimbări importante, în special pe plan sentimental și în afaceri. Sunteți hotărâți și plini de îndrăzneală. Este posibil să legați noi prietenii, să stabiliți relații parteneriale și asocieri. Vă recomandăm să profitați de această conjunctură favorabilă. Ascultați-vă intuiția. Rac, Leu, reușiți să rezolvați probleme familiale și de afaceri. Vă recomandăm să țineți seama de sfaturile unei rude mai în vârstă, ca să nu aveți probleme cu legea. Dacă nu aveți rude mai în vârstă leilor, apelați la rudele prietenilor. Deși nu stați prea bine cu banii, după amiază s-ar putea să plecați într-o călătorie în interes de familie. Chiar dacă nu stați bine cu banii, voi oricum plecați, deci asta e treaba. Fecioară, depășiți ușor toate dificultățile și aveți succes pe toate planurile. Este o zi bună pentru examene, lucrări și proiecte. Relațiile sentimentale sunt foarte bune, dar vă recomandăm să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Nu vă forțați norocul. Corect. Balanță, eu sunt balanță. Dimineața s-ar putea să aveți o controversă cu partenerul de viață. Nu, n-am avut și nici nu o să am. Pentru că eu sunt la muncă și soția e acasă cu aia mică. Fiți diplomat și dați dovadă de răbdare. Am să țin cont și am să țin minte. Vă sfătuim să nu riscați nimic pentru că puteți să pierdeți bani sau să intrați în conflict cu legea. Deci astăzi trebuie să stau cu minte, trebuie să stau liniștit. Eventual să mă duc pe jos până acasă, îmi las mașina la servici. Scorpion, vă sfătuim să fiți atenți, să fiți atent pe ce cheltuiți banii, astfel riscați să aveți discuții cu partenerul de viață, acordați mai multă atenție problemelor sentimentale, nu merită să le neglijați de dragul banilor. Străgetător, nu stați prea bine pe plan financiar, motiv pentru care sunteți preocupat să găsiți noi surse de venituri, aveți tendința să riscați cam mult, vă sfătuim să fiți prudent, nu încercați nimic la marginea legii. Aveți o problemă cu legea. Capricorn, dimineață sunteți tentați să începeți mai multe treburi în același timp. Aveți șanse să câștigați bani, dar vă recomandăm să vă abțineți de la speculații. Vă sfătuim să nu neglijați părerile unei rude mai în vârstă. Este posibil să petreceți o seară romantică împreună cu persoana iubită. Vărsător, simțiți nevoia să schimbați ceva în viața dumneavoastră, în special pe plan sentimental. Dimineață faceți cunoștință cu o persoană atrăgătoare care vă place din prima clipă. Ei, da. Vă sfătuim să nu fiți prea îndrăzneți, fiți mai îngăduitor cu o persoană în vârstă. Deci când vedeți o persoană în vârstă în fața ochilor, fiți îngăduitor. Pești, vă agitați cam mult, dar reușiți să vă păstrați optimismul și încrederea în forțele proprii. Vă sfătuim să nu neglijați problemele celor apropiați, ca să nu se creadă că sunteți indiferent. Fiți mai prudent și respectați legile cu strictețe, ca să nu aveți probleme cu autoritățile. Iar probleme cu autoritățile, m-ați înnebunit. Bun, concluzionând horoscopul de astăzi, aveți grijă la autorități. Eu zic că cât mi-am pierdut din viață, mă? 5 minute mi-am pierdut din viață să citesc horoscopul. Din punctul meu de vedere, asta e un punct de vedere propriu și personal, este o mare pierdere de timp să citești horoscopul dimineața. Pe bune, deci vorbesc serios. Deci nu, eu chestia cu horoscopul, mie mi se pare o chestie aberantă. Dom'le, e scris în stele destinul tău. Ei, să mor tu. Și ce scrie? Deci ce scrie? Păi dacă ești așa de... Așa tu de deștept. Ca zic, zi și mie ce scrie în steaua mea. Și arată-mi și mie steaua mea, te rog frumos. Deci vreau să văd și eu steaua mea, acolo pe cer, ce scrie în ea. Învață-mă să citesc în steaua mea. Da, nu știu, eu acum n-am nimic cu aia care cred în horoscop sau fac horoscope. Făceți-le, mă, este o modalitate bună de a face un ban cinstit, ce-i drept. Dar, da, eu am ce am cu cei care cred în horoscop. Da, credeți. Da, l-am citit, vreți să-l mai citesc o dată? N-ai fost atent? Tu ești Capricorn? Bine, uite, pentru tine citesc din nou Capricornul. Dimineață sunteți tentați să începeți mai multe treburi în același timp. Aveți șanse să câștigați bani, dar vă recomandăm să vă abțineți de la speculații. Vă sfătuim să nu neglijați părerile unei rude mai în vârstă. Este posibil să petreceți o seară romantică împreună cu persoana iubită. N-ai persoană iubită? Da, asta este. Dacă așa scrii în stele,
Tată, nu știu, te duci, persoana iubită, te duci, nu știu, o găsești pe stradă, o iubești, bine? Unde în monitorul? La matrimonial, în monitorul, da. Vrei să-ți dau monitorul? Avem, stai așa, vedem dacă avem pentru gustul tău. Dacă vreți să citiți horoscopul, citiți-l și din monitorul. E total diferit. Probabil altceva. Pe pagina 24. Citiți monitorul. Citiți... Uite, bă! Am găsit ceva aici pentru tine. Stai așa. Unde, bă, matrimoniale? Mai pe la sfârșit sau pe la început? Deci înainte să citești matrimoniale, eu zic să-ți închiriezi o garsonieră, tată. E părerea mea. Uite, bă, matrimoniale. Pensionar, domn, o doamnă care caută un domn, tânăr, domn, femeie. Uite, femeie, 52 de ani, dacă te interesează. Domn, tânăr. Ai o singură femeie, 52 de ani, restul numai bărbați. Dacă, na, acum... Da, n-ai ce să faci. Astrele astea, dacă vezi, eu zic să te pui bine cu astrele, tată. Sau cu aia care citesc în astre. Ha, hello! Nu mai credeți voi în prostii dintre astea, hai să fim serioși. Așa, ca să nu mai zic bun, să vă ofticați. Nu mai zic bun, gata. Într-o familie de canibali, tatăl se adresează copiilor. Copii, să fiți cuminți anul ăsta, că dacă nu vine Moș Crăciun, nu avem din ce face friptură. Da? Deci, atenție mare! Deci fiți cu mintea anul ăsta că dacă nu vine Moș Crăciun, n-avem din ce face friptură, da? Dintr-un avion cuprins de flăcări sar pe rând pasagerii cu parașuta exact peste un trip de canibali. Primul care îi vede este fiul căpiteniei canibalilor care fuge repede la tatăl său. Tăticule, aterizează unul gras. Gras, cu varză. După 2 minute, tăticule, aterizează unul slab. Slab, la grătar. După alte 2 minute, tăticule, aterizează o blondă sexy. Doamne, ce picioare are. Blondă sexy, în colibă. Și mama, măta cu orez. Deci asta e tare, mă, tare de tot. Vezi, mă, de asta îmi plac mie bancurile cu canibali, că sunt hazli. Haideți să mai spunem o dată despre concursul... De la TVM din matinal, trimiteți SMS-uri cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe ca să intrați în tragerea sorții de pe data de 28 februarie pentru a câștiga o invitație pentru spectacolul de pe data de 10 martie la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor, concert susținut, bineînțeles, de Tudor Gheorghe. Hello! Și trimiteți SMS cu numele dumneavoastră complet și textul Tudor Gheorghe și veți intra în tragerea la sorți. Pang! Și va ieși tragerea la sorți. Turistul sosit într-un sat african este cercetat de vraci. Ce medicină preventivă bine organizată aveți? Aici nu facem medicină preventivă, ci controlul alimentelor. Da. Doi canibali stăteau de vorbă, iar unul dintre ei se văita că îl doare capul. Celălalt spune, ce să-ți fac dacă te îndopi numai cu intelectuali? A? Normal că te doare capul. Așa, ia să vedem ce mai scriu ziarele centrale, mă. Cele două ziarele centrale care pe noi ne interesează. Bineînțeles că ne interesează. V-am citit că despre faptul că actorul Gerald Butler caută o locație de vis în care se organizeze nunta cu Mădălina Ghenea. E o nuntă de 1 milion de euro. Un milion de euro. Dacă vrei să pui un ban deoparte, băi, Butler, vino în România, fratele meu. Da, pui un ban deoparte. Contratenorul Florin Cezar Ouatu a făcut senzație la ediția din acest an, atât prin prezentația muzicală, cât și prin spectacolul scenic al excentricelor sale dansatoare. Bineînțeles, cum credeți că arată excentricele sale dansatoare? Goale. Aproape goale, da, mai au... Deci aproape goale. Au speriat Eurovizionul cu sutienele din tablă. Cum adică sutine din tablă? Mâine, poi mâine, o să apară astea la televizor cu sutiene din fier beton. Abia aștept.
să dea Dumnezeu să nu mor până atunci când o să le văd cum poartă ele sutiene din fier beton. Că deja tabla e folosită. E bine. Bine că să nu folosească tablă cu cristale Skrzychowski, că atunci o să ne ducem de râpă și o să ne ducem toți dracului. Cei 32 de semifinaliști acceptați în faza națională a Eurovision s-au întrecut sâmbătă și duminică la TVR, nu numai în voci, ci și în ținute și în coafuri trăsnite. De departe, cea mai excentrică apariție a fost trupa contratenorului Florin Cezar Ouatu, 33 de ani. Cele patru fete au purtat sutiene din tablă pe care au lipit bucăți de oglindă, taman bune pentru a-și retușa machiajul în pauză. Scriu cei din Libertatea pe pagina 2. Păi normal, îți dai sutienul jos, te moști tu la fața ta. Vezi cum arăt. Pang, și spui sutienul la loc. Asta este, acum ce să mai... Știți voi mai multe detalii despre subiectul zilei, scriu cei din Libertatea. Dacă vreți să vedeți pagina de la Fata 5, vedeți-o. 150 de milioane de euro, scutul antidiaconescu al Poștei Române. Suma reprezintă una din condițiile impuse de compania de stat conform directivelor de privatizare trasate de FMI pentru participarea la licitația investitorilor. Deci, după cum vă spuneam, România asta noastră, țara noastră în care totul este posibil, nu ne mai mirăm de nimic, este condusă de către FMI. Păi dacă nu vine FMI-ul să traseze anumite directive, noi nu avem posibilitatea intelectuală să trasăm directivele alea. Noi nu putem. Deci noi, românul nu face ceva, nu face nimic altceva, deci nu face, nu. Românul, m-am exprimat greșit. Românul nu face nimic până nu iese și lui ceva. Înțelegeți? Sar și tu la cap cu ceva, tată, dă și tu, nu știu, o spăguță, o spăgăleală, o... Dă o treabă ca acolo ca să ne ungem, înțelegi? Și asta vine FMI-ul și trage FMI-ul directive. Băi, trebuie să faceți așa și dacă a zis domn președinte FMI că trebuie să facem așa, așa facem, tată. Carne de cal în chiftelele vândute la un magazin din Cehia. Deci m-au înnebunit așa cu carne de cal. Care problema? Că nu era infestată, nu era nimic, era bună de consumat carnea aia de cal. Deci o trecut printr-un aviz sanitar, nu? A luat un aviz sanitar. Că dacă n-au descoperit aia care a dat avizul sanitar că e de cal sau de vită, asta e altceva. Dar s-a dat un aviz sanitar pentru carnea aia de cal. Și din câte știu eu, carne de cal este comestibilă, se poate mânca. O isterie imensă. Am mâncat carne de cal. Și ăia mănâncă șobolani. Și care problema? Chinezi mănânc câini. Care problema, frate? Noi mâncăm cal. Și, hello, unde trăim? Unii dintre noi mă mănâncă și lebede când e foamea groasă. Din câte am înțeles, prin Germania se mâncau și de-astea, cum se cheamă, mă? Mâncare de câine. Mâncare de câine, la cutie. Conserve, erau bune. Se umple mațul, fratele meu, că dorna. Pedigri, da, cu petegri. Am mâncat mâncare cu petegri. Cămătarii aveau agende în care treceau numele și suma celor pe care îi împrumutau cu bani. Țineau evidența datornicilor din pușcărie. Băi, contabili. Contabili adevărați, bă, băiatul. Dacă nu poți acum... Și contabili, bă, fac și eu... Na, scriu și eu ca Sam, așa... Când o să ajung la bătrânețe, să mă uit și eu să văd cu i-am dat bani și cu nu i-am dat bani. Avem niște lei care trebuie hrăniți și ei. Nu? Dau niște lei să-i hrănim și pe ei. Ia uite, face mărțișoare din ghinde. O mamă și fiul ei muncesc 5 luni ca să vândă produse inedite de 1 martie. Bravo, felicităm. Pe cuvânt că felicităm. Ceea ce trecătorii admiră pe măsuța ei pusă zilele acestea în Piața Romană din București este rezultatul a 5 luni de muncă. Vasilica Ene, de 33 de ani, face mărțișoare unicat, materia primă fiind ghindele. Bravo! E, da! Bravo! Bravo, bravo. Ia uite, mă, băi, nu se poate, mă. Leii și urșii vor fi luați de pe domeniul cămătarilor. Și unde o să-i duceți? La grădina zoologică, nu? Da, condiții ca în paradis. Deci, grădinile zoologice din România sunt ce? O oază, băi, deci... Comisarii gărzii de mediu vor
reloca leii și urșii găsiți acasă la Nuțu Cămătaru, pe care acesta îi deținea în mod ilegal. Sunt 4 exemplare de leu, 2 mature și 2 juvenile, precum și 2 urși juvenili. Bun. Făceți-mă și pe mine să înțeleg. Poate eu sunt mai tâmpițel așa de felul meu. Dar eu, din câte știu, leii nu cresc în România. Cresc leii în România, Ștefan? N-ai văzut crescând leii în România, nu? Deci Nuțul ăsta Cămătaru a adus din afară 4 lei. Deci 4 lei, prietene. Deci sunt 4 lei. Nu 4 lei de ăștia. Da? Să ne înțelegem bine. Deci nu 4 lei de ăștia. Sunt 4 lei. I-a adus din afară. Cum? Fără niciun control, fără nimic, așa aveau, probabil erau lei zburători, au zburat, așa au zburat, au planat și au zis, unde, cine stă aici? Nuțu Cămătaru. Aici aterizăm. Vum! Și au aterizat cei 4 lei. Deci nu se sesizează organele, am folosit bine cuvântul ăsta, cu o temă anume. Organele abilitate, nu se sesizează de unde a avut el cei 4 lei? Cum au ajuns cei 4 lei în posesia lui? Da, da, spațiul nu corespunde, însă erau bine hrăniți, a declarat Mircea Pupăză, reprezentantul Gărzii Medii. Mă rog, ce-o mai avut ăsta, mă? Mimi, mama cămătarilor, na, stai așa, ieri în timp ce inspectorii cercetau curtea, afară la poartă, Mimi, mama cămătarilor, făcea show. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu este acasă să vadă când îi luați, că murea băiatul meu de focul lor. Ce vorbești, nu? Așa. Soția lui Sile Cămătaru a ținut să precizeze că acesta este nevinovat. Și copiii dau bani cu camătă. Dacă nu era cu minte, nu stăteam lângă el. A spus femeia care are 7 copii. Deci și copiii dau bani cu camătă. A? Dacă nu era cu minte, nu stăteam lângă el. Vezi tu, ce spui tu, mă, băiatule? Bun. Bun, deci asta este foarte tare. Deci 4 exemplare de leu, 2 mature și 2 juvenile, precum și 2 urși. Urși, hai, că na, îi mai găsești prin România. Dar 4 lei să-i găsești în România? De ce nu se fac eforturi să aflăm și noi de unde provin cei 4 lei care se aflau în curtea lui Cămătaru? Sunt foarte curios. 10 mașini incendiate, niciun vinovat, s-au aprins singure, instant, sunt mașini de-astea speciale, care în momentul în care se gândesc ele așa, stau așa, stau așa, se gândesc, și că, domnule, se incendiază singure. Sunt mașini, cum se cheamă mașinile astea? Sunt mașini, mașini foarte tari, se incendiază singure ele. Da, ce faci? Da, corect. Ce faci, BMW-ule? Bine, mă, Audi-ule, hai să ne ardem. Și hai, ne ardem? Ne ardem? Pace! S-au început să ardă. Pende astea, da, că așa se întâmplă. Da. Deci dacă vă interesează ce funduleț de adolescent are Loredana, uitați-vă în pagina... Hai, mă, văd care pagină. Băi, ăștia nu notează paginile? 8, 9, 10, 11... În pagina 11 a ziarului Libertatea, dacă vă interesează, este o știre senzațională. Chiar dacă merge pe 43 de ani, cântăreața își păstrează o siluetă de invidiat, îndrăgita interpretă și-a etalat posteriorul la o ieșire cu fica la restaurant. Eu văd că nu și-a etalat. Tu vezi că și-a etalat posteriorul așa de... Are niște pantaloni normali femeia pe ea, în care se vede fundul. Deci, mâine, poi mâine... Pantalonii extrem de mulați ai Loredanei i-a scos în evidență poponețul obraznic. Băi, ce? Ștefane, da. Nu te leac și bag materialul ăla. Mai am un minut sau două. Deci un minut sau două, că și chiar mă apuc de vorbit mult. Și iar nu o să mă mai poți opri. Și iar nu o să poți băga materialul la timp. Și iar, și iar, și iar, și iar să luăm aminte. Două minute? Prezint materialul. Nu poți să prezint materialul în două minute? Trei. Nu. L-a vindecat pe Mihai de fosta nevastă. De ce nu poate Bahmu să renunțe la iubit? Am înnebunit. Deci pe cuvântul meu de onoare, am înnebunit, fraților. Am înnebunit cu aceeași făptură care mi-a intoxicat viața mea.
Deci mi-a luat, nu știu, vreo 3-4 minute din viață că am dat pe un post de televiziune național, am văzut-o pe Bahmu că ea plângea, că vrea din nou la prigoană. Deci a ieșit prigoană, a ieșit, băi, băiatul deștept, să mă deci foarte tare, Gagiu. A ieșit prigoană și a spus, Bahmu, te iubesc. Gata, a pălit-o pe aia. Deci a pălit-o, a terminat-o, a terminat-o. Cu 2-3 zile înainte, mamă, că mă iubesc cu Mihai, sau cum îl cheamă pe ăsta, pe Mihai, așa. Mă iubesc cu Mihai, n-ai văzut asemenea dragoste nici în filmele cu Jackie Chan. Deci n-ai văzut dragoste cum e între noi. E o dragoste enormă, da, mamă, e o nebunie. Și este ăsta pe TV și zice, sau la ziar, mă rog, iese în presă prigoană și zice, Bahmu, te iubesc. Bang, i-a dat, gata, a lăsat-o, a turpilat-o. S-a întors asta la 180 grade. Mă iubește prigoană, gata. Mă întorc la prigoană. Oh, babe, gata, mă, stați, mă, liniștiți, băi. Asta oricum se întorcea la prigoană. Asta a fost un scandal de ochii lumii, o promovare. Na, l-a găsit pe fraierul ăsta, pe Mihai. Hai, bă, să mă cuplesc cu el, hai, mă, să-ți fac, să avem și noi rating, să creștem și noi în audiențe și alte chestii de genul ăsta. Aia sunt din serios. Fostul soț o vrea înapoi, chiar acum, când și-a găsit liniștea. Bahmu, adică Bahmuțeanca, are de luat una dintre cele mai mari și mai grele decizii. Se întoarce la prigoană sau rămâne cu noul iubit? Click a aflat că Mihai are sentimente extrem de puternice față de Bahmu, mai ales că vedeta a reușit să-l vindece de fosta soție Ana. Așa-ți trebuie, bă, Mihai. Acum, ce să mai la dea la vale, să mai dăm cotită, te-a fraierit. Și oricum, acum, fie vorba între noi, asta oricum o să se întoarcă la prigoană, pentru că e banul mare, înțelegi, banul gros. Bineînțeles, au copii împreună, se iubesc, na, acum nu putem să fim cărcotași, na, e normal, întreaga viață aproape o trăit prin tribunale, prin divorțuri, e păcat, nu, acum să nu mai, da? Ei, hai să, asta este. Deci dacă vă interesează lucrurile astea, citiți pe prima pagina ziarului Click și vă aruncă ei la pagina 2, deci două pagini pentru chestia asta, foarte tare. Bun, dacă vreți să o vedeți pe aia de la pagina 3, uitați-vă, nu vă sfătuiesc, dar totuși uitați-vă, eu nu vă sfătuiesc. Avem materialul, l-ai pregătit? Ștefan, ai adormit? Da, sigur, da. Hai să spunem la mulți ani tuturor celor care s-au născut într-o minunată zi de... Încât suntem azi? Așa, de 26 februarie. La mulți ani tuturor celor care s-au născut într-o zi de 26 februarie, să aveți o zi liniștită, să petreceți chiar dacă este marți, să petreceți, să râdeți, să vă simțiți bine, să aveți vlag în voi și dacă vă duceți la muncă și e ziua voastră, să-i spuneți șefule, să-i spuneți ce? Azi e ziua lui Talida? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani, Talida, din partea colectivului TVM, să ai parte de toate lucrurile frumoase și să dea Dumnezeu să fii sănătoasă până la sfârșitul vieții. Adică peste, fac eu așa un calcul, până peste 124 de ani. Deci, de acum încolo să mai trăiești încă 124 de ani și eu să țin număr. Și zice Ștefan să nu te mai iei de el. Da? Așa. Acestea fiind spuse, ne oprim de la chestia asta. Ștefan, caută o melodie frumoasă pentru Talida. Nu, tată, înainte de material. Nu știu, mă, frate, pune o melodie frumoasă, mă, pentru Talida din partea noastră a colectivului TV, băi. Nu ca la meteo, a, bă. A, bă, Ștefan, pune o melodie frumoasă. Ce ai, o populară, așa, de suflet. Na, bun, bagă orice altceva, ia uimește-mă. Aia e, frate, this is love, Talida, pentru tine și pentru toți cei care s-au născut într-o zi de 26 februarie, la mulți ani încă o dată. După melodie urmează un material pe care vi-l fac cadou. Toate cele bune, să aveți o zi plăcută și nu uitați să zâmbiți, să râdeți din toți bujogii, cum ar zice românul, să vă simțiți bine pentru că aveți de ce trăiți, ceea ce contează foarte mult. La mulți ani încă o dată, toate cele bune, ne revedem mâine dimineață pe la 8:30. Thank you.
Este un nou eveniment organizat de Clubul Rotary de la Piatra Neamț, intitulat Salonul Național de Artă Naivă și Artă Populară Contemporană, organizat cu sprijinul Fundației Outsider, patronată de artistul plastic Laurențiu Dimișcă, căruia și mulțumim. Sper că acest eveniment să fie o reușită. Este o noutate pentru Piatra Neamț, faptul că Laurențiu a reușit să strângă un număr atât de mare de artiști. De asemenea, l-am lângă mine pe domnul Emil Nicolae, căruia de asemenea îi mulțumim și căruia îi dau cuvântul pentru a aprecia expoziția. Vă mulțumesc! Sigur că e un eveniment. Nu e primul și nu e ultimul și nu e singurul pe care îl organizează Laurențiu pe genul și pe tema aceasta. Artă naivă, artă populară. Ceea ce e interesant este că mereu aduce artiști noi, îi caută, îi descoperă și își îmbogățește și prin el ne îmbogățim și noi orizontul acestui tip de artă, să-i spunem, acestor tipuri de artă, pentru că sunt mai multe. Pune probleme expoziția, evident. Ce înseamnă artă naivă, ce înseamnă artă populară, o să ne explice el. Până la urmă, aveam o discuție mai devreme dacă există o unitate în toată povestea asta. Și există o unitate și stilistică, și cromatică, și tematică până la urmă. Pentru că, iată, centrul de greutate al expoziției aici, în spatele nostru, și domnul Ilie Boca. Iată. Mai e Parasca Agape acolo și Petru Petrescu aici, adică trei artiști profesioniști până la urmă. Nu sunt nici populari, nici naivi. Au devenit naivi. Dar care reprezintă, sigur, un tip de atitudine, de comportament plastic. După care mai este Ioan Mări, care e la cealaltă extremă. Recent am văzut și chiar am prezentat un album, dar nu un album așa, uite. Deci iată un... Nu știi la o editură, la mic, da, am părut la o editură, la Vicovia, la Bacău, un artist popular care umblă cu albume, ceea ce era apanajul artiștilor profesioniști. Deci lucrurile sunt în mișcare, se amestecă, de aceea spuneam, se ajunge la o unitate. Acum, sigur, cineva ar putea să spună că e vorba de o confuzie. În critic, criticii sunt severi, ei lucrează cu concepte, cu ordine, cu capitole, cu convenții foarte bine bătând cu ei. Și atunci a spus, stai alea, ce cu ăsta lângă ăsta. Dar din punct de vedere al accesului, iată, noi suntem aici, ne place toată povestea asta și la urmă nu mă mai interesează decât să am o anumită stare, un anumit contact cu imaginea și să, în momentul acela, să mă simt bine. Este al șaselea, zic eu, eveniment important de când am luat, știu eu, contact cu arta brută și valențele ei. Am organizat în România, de data asta, ca art curator, nu ca artist plastic, bineînțeles că artist plastic participant, am organizat, cred că, 5 saloane mari, saloane internaționale de artă, toate, adică marea majoritate în București, la marile săli de expoziții, vi le enumăr pe scurt, Sala Brâncuș de la Casa Poporu, Muzeul Țăranului, Sala Oaspeți, după aia la Muzeul Satului, iarăși o sală superbă și, nu ultima, Biblioteca Națională cu sediul nou. Deci am încercat să identific niște locații unde sunt foarte des vizitate, tocmai pentru a face cunoscut un fenomen care îl consider eu de factură mondială și din care fac și o parte ca terminologie, noua figurație. Și aici, la Piatra Neamț, de unde sunt deloc, m-am gândit să aduc o parte din valențele arte brute, ceea ce numesc eu arta naivă și arta populară contemporană. De ce arta naivă și arta populară contemporană? Pentru a oferi publicului, în primul rând, diferențierile de factură naivă și de factură populară. Și cum toate țările au artiști naivi, m-am gândit că să fac o diagnoză artiștilor naivi contemporani din România, pentru că recent, acum 2 ani, la un târg Outsider din Olanda,
am cunoscut cel mai mare vânzător din Europa de artă naivă, un neamț. Bine, de artiști naivi morți. Acum vorbim de artiști naivi vii în viață. Și deocamdată la Piatra Neamț sunt cam un număr de 20 de artiști români de prin toate zonele României. Sunt doi artiști internaționali, din greșeală i-am avut, nu din greșeală, din unul l-am cunoscut, iar unul din Haiti, e o pictură aici, e făcută cu piciorul, nu are mâini, artistul naiv din Haiti, și un cubanez. Intenționez să fac expoziție internațională de artă naivă, o mare expoziție, și să o itinerez în România. Ca și gazdă al Central Plața Art Gallery, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Țin să amintesc că cei implicați au fost Clubul Rotary și Rotaract. Da, Rotaract și Hotelul Central. Nu rămâne de spus decât să declară expoziția deschisă și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră.